Salut, Spivang, la un nou episod din Among Us în 3D. Sunt aici împreună cu pisica. Bună! Cu Remus. Salut! Cu Focaru. Salut! Și cu Luca Covrigu. Salut! Și astăzi, oameni buni, avem un nou challenge. Challenge-ul este în felul următor. Ne jucăm în mod normal, doar că nu avem voie să anunțăm dacă vedem un corp pe jos. Ci trebuie să te duci să anunți la biroul ăla, la chestia de la emergency masă, meeting. La buton. La buton. Deci n-ai voie să-l anunți pe loc. Așa că o să fie destul de interesant. Nu uita să apăsați butonașul de like. Câte like-uri vreți să strângem la episod de azi? A, ia ziceți rapid. 28.000. Mamă, 28.000. Ia uite cum vin like-urile. 30.000. 30.000. Ia uite, ia uite cum vin like-urile. 35.000. Bine, ia uite cum vin like-urile. Cât de multe like-uri se vor strânge. Ia uite cum vin like-urile. Ia uite cum vin like-urile. Mamă, cât de multe like-uri vin. Așa, uite, Remus vrea să le prindă. Lasă-le, mă, lasă-le în pace. Eu de vreau să le prindă. Așa, bun. Hai, sunteți pregătiți? Deci fiți atenți, am setat emergency meeting-urile la 8. Deci, practic, aveți emergency meeting-uri nelimitate, pentru că voi, neavând voie să anunțați dacă vedeți un corp pe jos, direct, trebuie să vă duceți până în centru hărții să anunțați. Deci trebuie să aveți nelimitate. Bun, hai să dăm start, să vedem ce se va întâmpla, să vedem cine va fi acel șmecher. Care e impostorul. Și știți că trebuie să vă dați pe mut, trebuie să vă dați pe mut, știți voi regula. Așa că hai la task-uri, mam. N-am mai jucat de ceva vreme, nu prea mai țin minte mare lucru, dar îmi aduc aminte, nu e nicio problemă. De Among Us în 3D. Cu siguranță cred că foarte mulți dintre voi ați așteptat un episod de Among Us în 3D. Pentru că tot vedeam prin comentarii mesaje, Max mai fă Among Us, mai fă Among Us, uite că facem și Among Us, dar vreau să vă și suport din partea voastră, știi? Că e destul de greu să-i strâng pe toți, pentru că, na, fiecare are programul lui propriu și nu prea ne găsim timp toți în același timp, știi? Și atunci, vă imaginați și voi. Așa că, dacă vreți să reușim să-i mai strângem pe toți, hai să strângem acolo multe, multe like-uri. Opa, opa, focare, focare, pleacă de lângă mine. Pleacă de lângă mine, focare. E nasol că eu dacă văd acum pe cineva. Ia fi atent, că dacă e un corp aici. Am zis. Focare. Focare, tu ești? Tu ești, focare? Îi dau și eu like. I-am dat like. Opa, opa. Opa, pisică. Ia zic că-mi dă și ea mie like. Uite că-ți dau și eu ție like. Ce zici? Ce? Opa, îmi dă și inimioare. Dacă îți dau și eu inimioare. Așa, bun. Hai să vedem. Nu știu cine e, chiar nu știu cine e impostorul. Și faza nasoală e că nu știi unde e corpul. Și dacă îl vezi pe jos, nici nu poți să anunți. Ia, ia vezi oxigenul. Oxigenul. No, asta e destul de nașpa. Situația e destul de nasoală. Enter code, avem 723-967. 723-967. Gata. Remus e aici, pisica e acolo. Hai să vedem dacă a murit cineva. A murit careva undeva? Focarul își face task, cred. Deși, da, chiar a făcut task. A făcut task, am văzut că a aruncat astea. Deci l-am văzut pe focarul făcând task, asta înseamnă că nu e el. Corect? Pentru că impostorul, tehnic vorbind, n-ar putea să facă. Eu așa mă gândesc. Ok. Hai să vedem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata. Am făcut și task-ul acesta. Bă, nu găsesc corp pe jos. N-a făcut kill sau nu-l găsim noi? Că asta, deci, practic, cu toată ideea asta, e că impostorul poate face kill-uri nelimitate, pentru că dacă noi nu găsim corpul, ia vezi. Deci, pisica e cu Remus în partea aia. Dacă moare vreunul dintre ei, e clar cine e. Hai să vedem. Nimeni nu e aici. Eu acum, practic, caut corpul. Că trebuie să fie, mă, frate, un corp. Trebuie să fie cineva care a omorât. Nu se poate, adică e imposibil. Emergency! Cine a văzut ce a văzut? Wow. Eu l-am văzut pe Max. Da. Care da. Urmărea pe cineva și când m-a văzut pe mine s-a oprit și a făcut că l-a întoarsă.
Nu este adevărat deloc, nici măcar. Deci fiți atenți, pisica o joacă cu creier, dar eu vă spun sigur că eu nici măcar nu eram lângă pisica. Deci eu vă spun tot asta că eu... Deci eu vă spun tot asta că eu nici măcar nu eram lângă pisica. Și se poate vedea și pe video chestia asta. Deci de ce ar zice pisica chestia asta? Nu știu. Am un dubiu. Faceți ce vreți. Faceți ce vreți. Eu am să votez chiar pe pisica pentru că... Votați-mă pe mine. Eu am să votez chiar pe pisica pentru că mi se pare destul de ciudat să dea și să zic așa de mine când nici măcar nu eram lângă ea. Da, e sigur? Eu zic că pisica e impostoarea. Eu așa zic. Hai, toată lumea la task-uri și o să vedeți voi. Bă, nu știu ce se întâmplă în meciul ăsta, chiar nu știu. Deci vă zic sincer că habar n-am cine e. Dar eram lângă pisica acum că nu eram. Doar că se referă pisica la partea când eu mă vedeam, m-am văzut cu focarul și a venit și ea, dar n-are legătură, adică gen... Opa, ia. Bă, frate, mă, care-i, mă, impostorul? Care-i impostorul, pe bune de nu? Ok, eu o să fac task-urile și dacă e să câștigăm cu task-urile făcute, aia, câștigăm meciul. Nu o să știm cine e impostorul, să fie sănătoși. Mamă, fix wiring. Cineva nu și-a făcut task-urile, Oh, nu. Ei, poți să dau emergency meeting dacă e vorba de ceva. Cineva a închis ușile. E nasoală treaba asta cu închis ușilor, că te poate închide ca să nu te poți să dai report, că noi n-avem voie să dăm report când vedem corpul, deci... Ia. Am văzut un portocaliu. Un galben. A, toți acolo. Da, mă, dacă stați grupați acolo, nici nu o să vă putem... nici nu o să poată impostorul să vă moare, practic, ne? Oh! Communication sabotaj. Ok, să vedem. Trebuie să rezolvăm situația aici. Cred că nu știu cum... Oh, cred că așa. Gata. E un corp pe jos. Portocaliu, e focarul. Cred. Focarul a luat-o la fugă instant. Focarul a luat-o la fugă instant. La fugă ca focarul a luat-o la fugă instant. Remus, de ce Remus? Băi, stai, a luat-o la fugă focarul, știi cum? Bă, dar a luat-o la fugă numele meu, nu știu ce să zic altceva. Că pe Remus l-am văzut că stătea pe loc și s-a dat era. Sabotaj. Bă, frate, da, am văzut și eu că a fugit. Nu știu, eu zic focarul, frate, că l-am văzut Usain Bolt, deci... Bine, da, el se ducea prin altă parte, nu se ducea aici. Eu am intrat în cameră, nici n-am apucat să văd corpul, că deja a luat-o la fugă. Da, ce te aștepți? Auzi, mă, eu am vrut să dau emergency, că pe Remus l-am văzut. Deci stai, ok, deci spune focare, focare, tu spune ce... Votați-mă pe mine. Focare, tu spune ce crezi, tu ce părere ai? Zi! Apără-te! E Remus! Păi Remus! De ce? Vină cu argumentul! De ce este Remus? O să vedeți! Am văzut și se ducea pe la reactor în loc să se ducă la cafetă! Păi o să vedeți! Păi vină cu argumentul! De ce este el? Păi nu? Nu, de ce ar fi eu? Păi pentru că a luat-o la fugă cu viteza luminii! Păi am fugit ca să dau emergență, că era ca... Unde ai fugit, dar? Unde ai fugit? Nu știu... Unde mă a fugit? Că, mă nici măcar nu s-a dus asta. Aici. El fugea vineam prin aici, altă parte. Vineam aici, dar mă gândeam că prin partea... Dar practic, stai eu. Puțin, el a luat-o la fugă înaintea ta, Remus. Și tot tu ai dat emergency-ul. Păi normal, aha, pentru că el fugea prin altă parte. Eu îl votez pe focarul, nu știu ce să zic. Bine, o să vedeți când Remus e. Da, mă, da, hai să vedem. Focarul was not... A fost impostor. Ce? E Remus! Bă, sau pisica? Nu, frate. Remus, Știi care e faza aici? E pisica, frate. Știi care e faza? Tot ea zicea de tine prima oară că te-a văzut. Da, vezi că te duce și... de nas. Te nu duce mai zic nimic. Nas. Nu zic absolut. Nu știu cine e, nu știu. E Remus. Ascultă la mine, votează-l pe Remus. Bă, frate, hai să ne jucăm și să vedem ceva. Da, dar de ce să-ți dau șanse sau ce? Să ne jucăm ca să mă omori. Nu mai ce șanse să-mi dai. Păi acum dacă faci un kill impostorul, pierdem, da, adică e logic. Da.
Bun, deci trebuie să mă gândesc. Deci pisica a dat vina pe mine. Nu, că ai dat vina pe mine. Vezi că în continuu te... Uite, vezi, îmi spune să tac, să nu mă apăr, mă. Îmi pare rău că am dat vina pe tine în prima rundă, votează re... O să-ți iei țeacă, o să-ți iei țeacă, o să vezi tu! Gata! O să vezi tu! Cum au câștigat Remus? Aaa, nu cred! Eu că v-am zis că Remus îi! Deci, Remus, haideți să vă spun! Remus am văzut că o sta pe loc! Deci haideți să vă spun de ce am crezut că este pisica, tot meciul am crezut că este pisica, pentru că ea a dat vina pe mine la începutul meciului și eu... Deci dacă nu a vina pe tine, că mi s-a părut ceva, ce? Păi ia gândește-te, deci eu la sfârșit acum... Eu acum la sfârșit acum l-aș fi votat pe Remus, dacă tu nu ai fi dat vina pe mine la începutul meciului, pentru că eu te-am bănuit pe tine, că zic, bă, doar... Bine, dar acum încolo nu mai zic nimic. Cine a fost în cameră? Cine a fost în cameră înaintea? Păi nu, dar știi care-i fața? Eu practic... Oricum ți-a luat țeacă. Da, ok, dar eu practic, nefiind impostor, dacă cineva mă acuză pe mine că sunt impostor, nu-mi dă de bănuit că el e impostor. Nu pot să zic că mi s-a părut suspect la tine că ai făcut... Cine a fost în cameră înainte să ajung eu? Nu a fost Remus. Păi eu de unde să știu, eu când am fugit să... Bă, eu când am ajuns, fiți atenți, eu când am ajuns, Remus și cu toată lumea erați la o lată toți. Dar eu ce am văzut? Eu când am ajuns, Focarul Usain Bolt. Deci nici nu l-ai văzut, de flash era. Voiam să dau report înainte de consabotaj, dar odată. Auzi, Max, dar ai văzut și tu că el a fugit primul și tot. Nu am văzut, nici nu era în jur. Dar nu știu cum ai, dar nu știu unde te-ai dus, Focare, nu știu unde te-ai dus. A luat-o greșit, Păi, știi care e faza? Că și asta mi-a dat de bun, zic, bă, a luat-o la fugă, dar n-a dat el report. Păi stai, de ce? Știi, adică... Erați unul lângă altul. Da. Era Max, da, uite, asta e, ne-a jucat Remus, asta. Ce să zic? Eu cumva am zis, nu că Batman. Hai la treabă. Bun. Bă, asta e, dar până la urmă, în Among Us, mie îmi place foarte mult experiența jocului, nu neapărat trebuie să câștig eu sau ceva de genul ăsta, știi? Și asta mi se pare cel mai interesant la urma urmei, nu neapărat, bă, trebuie să câștig fiecare meci sau whatever. Nu, am pierdut, dar a fost distractiv, a fost, nu știam cine e tot meciul. Asta mi se pare interesant la jocul ăsta, per total. Ok, pisica cica și face task aici. Hai să facem și noi. Bam. Bam. Și bam. Ok. Da, nu prea a avut timp killerul să facă multe kill-uri în meciul respectiv și cred că știu de ce. Foarte mulți dintre ei stăteau super mega grupați. Și făcând chestia asta nu prea îi dai ocazia. Adică nu știu, ar trebui să facem un fel de regulă să nu mai stai grupat. 3, 4, 5, 6, doamne ferește. Să nu mai stai grupat, pentru că dacă stai grupat cu toată lumea, îți dai seama că nu apucă. Asta îl urăsc, îl urăsc. Așa, trebuie să faci ăla. Mai încă două. Cred că așa. Ok, deci tot așa, doar că mai face și ăsta. Perfect. Mamă, ce bun sunt la task-uri, doamne. Profesionist la task-urile astea, deja ce să mai zic, opa. Se scanează focarul. E bine de știut, e bine de știut. Deci, practic, focarul nu are cum să fie deloc meciul ăsta, killerul. Bun. Hai să mergem să vedem. Vreun corp pe undeva? Că dacă e, îți băgăm mare viteză și noi, cum a băgat focarul. Hopa! Era acolo unde e navigație sau cum e zis? Focare, dacă nu te-aș fi văzut că te-ai scanat, aș fi zis că tu ești. Păi normal, că m-ai văzut acolo și iară, eu sunt bun. Păi, au murit doi? E Luca. Clar. E Luca, easy cine? Easy match. Dacă nu mai avut timp să omor doi? Remu știe că l-am omorât. Doamne ferește. Deci fii atent. Ai noroc că te-am văzut la medbay. Pentru că știi de ce? L-ai văzut pe focarul. Dacă nu-l vedeam pe focarul la medbay că se scanează, eu când acum l-am văzut că a plecat de lângă corp. Și aș fi zis că el e. Deci... Remu nu mai zice nimic. Păi l-am omorât primul. Și-a luat trigger. Normal, era clar. Cred că e mai greu și ca impostor. Că, opa. Bine, mai ales dacă stau grupați. Adică aici mi-e clară treaba deja, dacă e să fie toată lumea grupată. Dar
Ha, l-aș fi omorât, dar uite, vezi? Bine că nu l-am omorât. Dacă l-omoram, eu picam. Nasol. Pisica. Luca. Ocarul e acolo. Nu știu dacă vine cineva. Am ceva emoții, că nu am mai jucat de mult cu impostorul și nu mai știu exact care-i treaba. Dar... Ok, focarul e aici. Focarul e aici și am intrat în vent. Ok, hai să vedem. Să ies prin ventul ăsta la alt. Nu știu că a văzut cineva ceva. De asta a reușit Luca să facă două kill-uri, frate, pentru că timerul e destul de scurt. Nu știu cât e, 30 de secunde dacă nu mă înșel. Deci, da. Dar nu cred că l-a văzut nimeni încă. Surprinzător, nu l-a văzut nimeni. Sper că nu... Bine, acolo o să o vadă, clar, 100%. Am intrat și în vent. Cât ești în vent, nu-ți merge timerul. Asta e singurul dezavantaj. Dar oricum o să o vadă pe pisica. Fix în fața la cafeterie. Fix aici, în locul ăsta. Aici ai găsit pe cineva? Uite aici. Stai să vedem cine a murit. Focarul și pisica. Bă, iarăși doi au murit. Stați puțin. Eu eram cu Remus. Și Remus. Și făcea Remus task-ul ăla cu benzina. E adevărat? Da. Și eu făceam task-ul ăla de deasupra ta. Gen, de deasupra de la da, benzină. Am văzut că erai cu mine, da. Da, da. Și hopa. Păi da, mă, dar știi care e faza? Că poate să dea kill și să plece. Adică gen, asta nu prea dovedește păi mai nu, nimic. Că am găsit corpul ăsta acum, pentru că eu am venit din cafeterie. Păi da. Bă, ai plecat din spatele meu. M-am întâlnit cu tine. Eu nici măcar nu m-am întâlnit cu tine nici măcar o dată în meciul ăsta. Deci nu știu ce la zici. La medbay. Eu zic că Remus ai grijă, pentru că eu nu m-am întâlnit cu Luca nici măcar o singură dată în meciul ăsta. Și nici după, măcar și după l-am văzut pe Remus în spatele tău. E așa e? Erai în spatele lui Max. Nu cred. Bă, eu în spatele lui, da. Parcă l-am văzut în fața mea, corect. Da. Da, dar eu nu. Bă, nu știu, acum. Da. Habar n-am. Și hop la cafeterie. Eu acum, eu ce să votez? Pentru că practic eu nu am nicio dovadă și practic știu, Luca el zice că el a raportat și a văzut pe cineva aici. Dar stai puțin, dar dacă tu ai făcut kill-ul aici și l-ai și raportat imediat, că ai zis că aici era. Nu, corpul l-am văzut numai când m-am dus eu încolo și pe aia tu ai trecut prin spatele meu. Păi nu, dar stai puțin, ai zis că era, unde era, unde l-ai găsit? Aici. Păi bun, și ai zis că e aici și l-ai făcut kill-ul și ai dat report. Adică gen, păi nu? Eu am văzut corpul. Ce ai dat report? Când ai trecut hai că mai avem 15 secunde. Eu dau skip vote, că nu, adică practic bine, sau aș putea să-l votez chiar pe Luca, sincer să fiu, pentru că el dă vina pe mine, dar el nu m-a văzut pe mine făcând nimic. A, da, te-am văzut. Unde m-ai văzut, lol? Bine, bine. Și eu eram cu Remus la task. Dacă n-ai văzut, trebuie să dai skip, nu știu, abar n-am. Dar nu m-ai văzut. Nu, efectiv, nu m-ai văzut. A, da, te-am văzut. Unde mai fost zuma, frate? Ai trecut prin fața la bă, ideea e felul următor. La faza asta, chiar nu aveai cum să zici 100% că eu am fost, pentru că dacă e să ne gândim așa, tu puteai să-i dai kill și să dai și report, că erai lângă stația de report. Corect? Da, corpul l-am găsit când eu chiar m-am întâlnit cu Remus la task. Păi, dar eu am murit de mult, mă. Că ai trecut prin spatele meu. Păi da, dar Remus nu era cu tine când ai găsit corpul. Ba, da. Era în spatele meu, nu. Nu era. Nu, era mai departe. Erai, păi asta zic. Eu am murit mai departe. Eu am murit primul și după aia am murit pisica. Deci da, deci asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul și de like. Noi ne auzim data viitoare, pa, pa. Pa.